Bun găsit la interviurile Libertatea Live, sunt Cătălin Doscaș. Astăzi discutăm despre securitate și despre sisteme de securitate paralele. Evident, nu facem referire la mociri la politicii românești, ci la un lucru cât se poate de pragmatic. Securitatea noastră cibernetică în contextul în care dumneavoastră, cu ajutorul internetului, ne vedeți, iar noi cu ajutorul internetului ajungem la dumneavoastră. Alături de noi se află Bogdan Botezatu, specialist în protecție cibernetică la compania Bitdefender. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre și vreau să începem discuția despre o lege care există acum în România, în chinurile facerii, blocată la comisiile parlamentare, și anume legea securității cibernetice. Haideți să o traducem cumva. Ce înseamnă această lege pe înțelesul tuturor? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Legea securității cibernetice s-a aflat pe masa parlamentarilor chiar de ceva vreme. Primele drafturi au apărut în 2013-2014. Această lege a securității cibernetice este foarte, foarte importantă în contextul actual, în momentul în care numărul de atacuri cibernetice a crescut semnificativ și ar trebui să ofere un cadru legal pentru prevenirea acestor atacuri. Ar trebui să conțină reglementări, feluri în care se intervine atunci când un atac cibernetic este detectat și cele mai bune măsuri de protecție împotriva unui astfel de atac. Se creează cumva un frate mai mare, Big Brother, care supervizează tot ce înseamnă administrator de rețele, rețele informatice, sau ce presupune practic integrarea acestor sisteme între ele, astfel încât să se știe dacă unul e atacat, să afle cel din stânga, din dreapta, de sus, de jos? Tehnic vorbind, nu ar trebui să fie Big Brother și acesta este unul dintre aspectele care a dus la amânarea promulgării acestei legi. Frica de spionaj, de frica de guvernare, frica ca cineva să intervină în rețelele private. Acest cadru ar trebui să aibă strict o aplicare legală, ar trebui să fie un ghid de punere în aplicare a măsurilor cibernetice și ar trebui să conțină, bineînțeles, și pedepsele pentru care astfel de pentru nerespectarea acestor norme. Practic, nu ar trebui să ne temem de Big Brother, pentru că nu cred că s-ar interveni la nivelul rețelei pentru exfiltrare de informații sau pentru a spiona cetățeanul, ci s-ar interveni la nivelul rețelei pentru a oferi ajutor atunci când o entitate este sub atac. România este una dintre țările predilecte în care descoperim nenumărate atacuri deopotrivă de spionaj cibernetic și criminalitate cibernetică. Ar trebui o lege în acest sens, pentru că în acest moment, deși fiecare instituție știe exact ce să facă atunci când e atacată, nu există un cadru legal universal care să permită cooperarea sau introducerea unui jucător din piața privată în sistemul de protecție națională. Cine reprezintă practic, ce este de fapt practic administratorul unei rețele informatice? Vorbim de, nu știu, dăm exemplu, o rețea informatică dintr-o redacție ca a noastră, o rețea de bloc între vecini, ce înseamnă mai exact în accepțiunea acestei legi? După noua lege, un administrator de rețea este definit ca o persoană juridică care oferă servicii de telecomunicații prin internet. Practic s-a clarificat un pic draftul precedent de lege, care zicea că persoana care deține o rețea informatică este un administrator de rețea și trebuie să se supună acestei legi. În acel caz, practic oricine are un router acasă și câteva echipamente conectate este un operator de rețea. Dar în acest moment operatorul de rețea este definit ca o persoană juridică. Deci ar trebui să aibă statut juridic pentru a fi subiectul acestei legi. Bun, în momentul în care se face integrarea acestui registru, operatorii de telefon, de cei care oferă serviciile mobile și internet, ce pun pe masa acestui registru mai exact? Anumite, nu știu, intrări în rețelele lor, și aș vrea să fim cât se poate în limba română în explicația care urmează. Exact acest lucru nu este reglementat în acest moment. Nu se știe exact ce va trebui în mod explicit să facă fiecare operator de rețea. Dar teoretic ar trebui ca acești operatori să țină loguri de acces, să aibă date istorice despre cine ce a accesat. Ar trebui să vină cu expertiză
atunci când un atac informatic este detectat și ar trebui să poată conlucra cu alte departamente atunci când un atac informatic este detectat. Vă dau un exemplu. Să zicem că site-ul unei bănci cade țintă unui atac de tip denial of service care continuă de câteva zile. În acel moment este posibil ca, din cauza specificității atacului, banca să nu-l poată, să nu-l poată trata de una singură, ci să trebuiască la un moment dat să ia decizia ca furnizorul de internet să intervină și să oprească traficul către bancă. Dar furnizorul de internet în acest moment nu are o obligație legală de a interveni, iar dacă ar avea o obligație legală și ar interveni, ar putea să cauzeze prejudicii băncii. Pentru că, până la urmă, banca se bazează pe serviciile de internet pentru tranzacțiile interne, dar în același moment este victima unui atac care ar putea să submineze securitatea națională. Dacă cineva, de exemplu, devalizează electronic o bancă, ar trebui să intervină sau nu furnizorul de servicii de internet să blocheze respectivul atac. Bun, în România suntem obișnuiți de foarte mult timp să inventăm apa caldă, avem o democrație originală. În contextul actual, această lege are cumva exemple de bune practici în alte state europene, nu mergem mai departe, din Uniunea Europeană. Acolo, dacă aveți cunoștință, cum se întâmplă această disponibilitate a operatorilor de a se integra în registrul acesta? Majoritatea instituțiilor din afara României, din Uniunea Europeană, practic au protocoale de comunicare cu celelalte instituții. Atunci când detectează un atac, îl raportează către celelalte instituții, în așa fel încât aceștia să fie preveniți în mod proactiv. Lucrează cu instituții private specializate pe securitatea informației la detectarea, oprirea și eventual la un post-mortem al respectivului atac, ceea ce nu prea se întâmplă în România, pentru că parteneriatele publice-private nu prea există, statul nu prea are, ca și în afară de fapt, statul nu prea are atribuții sau expertiză în zona de cyber. Și, bineînțeles, nu-și creează propriul software de securitate, nu-și angajează proprii indivizi în divizii de securitate, ci preferă să lase securitatea pe mâna parteneriatelor publice-private. Deci, la ora la care vorbim, în România nu se poate implementa, practic, un sistem de bună practică în domeniu, dat fiind faptul... Bune practici există, cred că, dar la un nivel individual. Fiecare organizație, fiecare entitate are propriul set de bune practici care le permite acestora să evite atacurile cibernetice. Doar că nu există cadrul legal global care să permită interconectarea acestui set de bune practici. Nu există o lege de referință care să prevadă ce ar trebui să facă fiecare organizație în parte și fiecare organizație ca o umbrelă de entități și nu există sancțiuni. Nu știm exact ce se întâmplă cu o organizație care a avut o breșă de securitate datorată neglijenței. Sunt dese la ora la care vorbim astfel de incidente în rețelele informatice din România? Extrem de dese. Extrem de dese. Vedem acest lucru și în mediul privat și în mediul public. Atacurile cibernetice sunt o nouă normă, sunt normalitatea zilei de astăzi. Atacuri cu ransomware sunt la ordinea zilei și în afară și în România țintele predilecte sunt instituțiile cu o componentă critică, spitale, sisteme de telecomunicații, sisteme de transport. Ne putem raporta să avem și noi un volum de comparație, dacă acum spuneți că sunt foarte multe, nu știu, în Franța, spre exemplu, sau vecinii ungari, de ce nu, unguri. La ei cum se prezintă acest aspect? Amprenta atacurilor informatice la nivel global este relativ uniformă. Peste tot e la fel. Hackerii comerciali nu prea țintesc o anumită entitate. Ei au o abordare de tip... propagarea acestor amenințări la cât mai mulți indivizi, în așa fel încât din acești mulți indivizi țintiți, poate 3%, poate 5% din aceștia vor plăti bani pentru a-și lua datele înapoi. Practic nu fac distincție între indivizii din Bulgaria, indivizi din România sau indivizi din Statele Unite, ci preferă să disemineze aceste informații la un nivel cât mai global pentru a-și mări plaja de victime. Ce face excepția aici e foarte interesant. Statele din
fostul bloc sovietic nu prea sunt la fel de afectate de acest tip de amenințări informatice. Dimpotrivă, uneori identificăm, de exemplu, amenințări informatice care nu rulează de nicio culoare dacă ai tastatura setată pe limba rusă. Cel mai probabil e din cauza faptului că aceste amenințări vin din zona respectivă și atacând cetățeni din același cadru juridic ar fi mult mai ușor pentru forțele de ordine, de exemplu, să intervină local și să destructureze astfel de grupări de crimă informatică. Aș vrea să mutăm puțin discuția, nu departe de registrul anterior, din punct de vedere geopolitic. Asistăm, vrem nu vrem, la un război, să-i spunem, noul război rece, care de fapt e digital. Sunt zvonuri, mă rog, sau informații certe, mai mult sau mai puțin asumate de anumite state, cu privire la departamente special create pentru atacuri cibernetice și de apărare. România este cumva din nou prinsă la mijloc și în acest război. Cum stăm? Cât de vulnerabilă este România în contextul actual? Este foarte dificil de spus pentru că instituțiile statului la acest moment nu sunt foarte deschise să comunice despre vulnerabilitățile pe care le-au identificat sau despre atacurile pe care le-au blocat sau mai rău despre atacurile cărora au căzut victimă. În general, aceste protocoale sunt relativ secrete pentru că odată ce ai fost infectat ca instituție sau ca și companie, următoarea etapă este anunțarea forțelor de ordine. În acel moment se deschide un dosar, o anchetă penală și toate informațiile devin o parte din respectivul dosar, deci nu pot fi comunicate publicului. Ce pot să vă spun este că, într-adevăr, spionajul cibernetic și războiul informatic au devenit ceea ce noi numim a cincea dimensiune a războiului convențional. Spațiul cibernetic este cea de-a cincea dimensiune, după apă, aer, spațiu și sol. Ne mutăm în mediul virtual cu toții. România are, trebuie să aibă structuri specializate de ofensivă, de defensivă în astfel de situații? Structuri specializate de defensivă, cu siguranță. Structurile ofensive nu sunt legale, adică toate operațiunile cibernetice pe care superputerile cibernetice din lume le organizează în acest moment, nu sunt sancționate ca fiind legale. Nu există nicăieri o listă a departamentelor care se ocupă de atacuri informatice. Știm că există, știm că au succes, știm că au cauzat victime, dar niciun stat nu și-ar pune problema de ofensivă cibernetică. Totuși, dacă ne-am raportat cumva la domeniul militar și am vorbit la o structură anume, nu ne putem rezuma din punct de vedere militar doar la defensiv când vine vorba de, o astfel de divizie. Aș vrea să vă întreb altceva în schimb. Sistemul energetic național, știu că este bine pus la punct din punct de vedere informatic. Acolo cum stăm? Pentru că am avut cazuri în istorie, nu în România neapărat, ci prin alte părți, e suficient să cadă rețeaua de electricitate 10 minute la nivel național și pagubele de ordinul banilor sunt imense. La capitolul acesta, cum stă statul român? Instituțiile sale sunt protejate de sisteme de securitate bine puse la punct? Cine le o furnizează? De unde vin acestea? Suntem încă bine la capitolul acesta, pentru că până acum atacurile cibernetice nu au avut un efect devastator. Atacurile cibernetice care vizează infrastructuri critice nu au reușit să creeze haos cum au creat, de exemplu, în Ucraina sau în Statele Unite. Presupun că există astfel de atacuri și sunt blocate cu succes. Dar niciodată nu există o certitudine cum că suntem perfect protejați. Astfel de grupări informaționale au tot timpul din lume și toate resursele din lume să găsească breșe de securitate și să le folosească atunci când e nevoie. În general, astfel de atacuri asupra infrastructurii critice sunt cauzate atunci când e nevoie, nu acum doar ca să vedem dacă putem închide lumina într-o parte a României sau dacă putem lăsa fără curent un oraș.
Întrebarea mea a avut și un sens ascuns. Practic, vorbim la ora actuală în România, vorbim de foarte multe instituții publice care au achiziționat pachete de securitate cibernetică dezvoltate în zone, să-i spunem, mai puțin prietenoase României. Lucrul acesta trebuie reglementat. Există riscuri? Nu există riscuri? Este un standard internațional care se respectă în furnizarea unor astfel de pachete de securitate? Cred că industria aceasta este extrem de tânără. Nu am avut suficient timp ca umanitate să încercăm să reglementăm foarte mult spațiul cibernetic. Înțeleg unde merge întrebarea. N-aș putea să vă zic cât de sigure sunt soluțiile de securitate din străinătate. Pot să vă spun, în schimb, că aceste soluții de securitate rulează într-un mediu privilegiat, rulează în instituții care nu știu, au ca obiectiv buna funcționare a societății. Punând cap la cap aceste două lucruri, pot spune că orice fel de eroare în astfel de soluții de securitate poate avea consecințe catastrofale. Dar nu există o reglementare, există doar câteva prevederi pe care le-au avut în calcul Statele Unite și Parlamentul European de a scoate așa numitele soluții de securitate care vin din țări ostile din operație pe infrastructuri critice. Ce poate să facem un mic exercițiu de imaginație? Ce poate face o instituție publică ce a achiziționat un astfel de pachet de protecție informatică în cazul în care suferă pierderi? Unde se poate duce această instituție să facă ce? Nu cred că se poate duce nicăieri în acest moment. Pentru că soluțiile de securitate nu vin cu un contract care să zică 100% că totul e sigur. O soluție de securitate este o suită de tehnologii care măresc costul unui atac. Practic nu i-ar permite oricărui hacker începător de pe stradă să ia să ia controlul asupra unui calculator pe care o astfel de soluție de securitate rulează. Însă, în același timp, cred că trebuie să ne calibrăm oarecum așteptările, pentru că nicio soluție de securitate nu este 100% invulnerabilă împotriva unor atacuri. O persoană care dorește, într-adevăr, să compromită o infrastructură, va încerca prin diverse metode. Va încerca prin acces fizic în rețea, de exemplu, să dezactiveze o soluție de securitate. Va încerca toate metodele posibile să facă în așa fel încât să închidă respectiva soluție de securitate și nu în ultimul rând va încerca un proces de inginerie socială asupra utilizatorului, astfel încât să-l convingă în ultimă instanță să-și dea numele de utilizator și parola într-un formular de și de acolo să pornească un atac pe care o soluție de securitate nu îl poate intercepta. Aș vrea să ne oprim asupra utilizatorului. E perioada vacanțelor, plecăm la mare, la munte, ne cazăm în diferite locuri. Avem de-a face cu foarte multe rețele de wireless, așa numit gratuite, la liber. Cum ne protejăm dispozitivele electronice? La ce trebuie să fim atenți să nu pățim, iată, cum spuneați dumneavoastră, să ajungem să oferim pe tavă informațiile noastre cuiva care nu e bine intenționat? Atunci când părăsim rețeaua companiei sau rețeaua de acasă, ar trebui să presupunem că orice altă rețea wireless pe care ne conectăm este potențial ostilă. Este foarte, foarte ușor pentru cineva să se conecteze la aceeași rețea de aeroport sau într-o cafenea și să ne intercepteze o parte din traficul pe care îl schimbăm noi cu biroul, poate cu rețelele sociale, cu servicii financiare și așa mai departe. Nu în ultimă instanță, este foarte ușor pentru un astfel de atacator să-și creeze el propria rețea cu același nume și să ne trimită către destinații diferite față de ceea ce accesăm noi. Vrem să intrăm pe site-ul băncii, foarte bine, respectivul hotspot pe care îl creează el ne va redirecționa către o pagină care seamănă cu site-ul băncii, dar nu e site-ul băncii. Cum ne dăm seama că nu e rețeaua care trebuie? Nu prea ne putem da seama și din acest motiv eu aș invita orice individ care călătorește și care folosește foarte mult serviciile wireless în afara acestor zone de încredere să fie foarte atent la ce se conectează. Suntem în Uniunea Europeană acum și taxele de roaming au scăzut. Deci putem să ne folosim planul de date local și în exterior.
atâta vreme cât facem operații sensibile, cum ar fi să ne cumpărăm bilete pentru excursii, tranzacții online, plată de facturi, chiar și serviciile de rețele sociale, ar trebui să le facem de pe date atunci când nu cunoaștem, când nu cunoaștem punctul de acces pe care ne conectăm. Un alt aspect important pe care aș vrea să-l menționăm în cadrul dezbaterii noastre cu privire la vacanțe, cardurile contactless, care permit plăți sub 100 de lei fără a folosi PIN-ul acestui card. Cum ne ferim să nu fim furați din buzunar fără să ne dăm seama? Furtul de pe cardurile contactless e un pic mai dificil decât pare. O să vă spun de ce. Pentru că pentru a încasa bani de pe un card contactless ai nevoie de un POS. Ori POS-urile respective sunt asociate unui cont și unei identități. Astfel de fraude, dacă cineva ar merge, de exemplu, în autobuz cu un POS portabil și ne-ar proba buzunarele, s-ar vedea la sfârșitul zilei când descoperim o fraudă, sunăm la bancă și ne va zice, da, firma cu tare care deține POS-ul va încasa respectivii bani. O posibilitate de atac asupra unor astfel de carduri contactless este prin citirea cardurilor cu un telefon mobil. Anumite informații care nu țin de chestiile ce ne-ar putea pune în pericol tranzacția bancară, există totuși. Cineva ne poate vedea numele de pe card, ne poate vedea seria acestuia și ne poate găsi. Practic, dacă vreau să văd cine e o persoană anume dintr-un autobuz, aș putea să-i citesc cardul contactless cu aplicație. Nu aș putea să iau banii de pe card, dar aș putea să văd ce nume are pe card și apoi să-l caut pe rețele sociale sau să-l caut pe internet să văd cine este. Există aplicații la liber care există oferă... Există aplicații gratuite care pot fi descărcate atât pe telefoane mobile cât și pentru desktop-uri și laptop-uri, de exemplu, și e foarte, foarte ușor să pui mâna pe așa ceva. Nu costă nimic și nu sunt ascunse. Vă întreb că, dincolo de nume, dacă ajunge și vede acest nume de pe card, poate lua și seria cardului și acel cod CVP de pe spate și ulterior să facă eventual cumpărături online. Ceea ce cardul raportează e doar numele și seria cardului, eventual dacă e un Mastercard sau un Visa. Atât. CVV-ul și celelalte informații nu sunt disponibile unei astfel de aplicații. Există sisteme de protecție? Da, sigur. Unde să punem cardul, în ce anume? Cel mai frumos și elegant mod este să ne cumpărăm un portofel mic cu un shield de radiofrecvență. Practic o carcasă mică și elegantă de aluminiu care ne permite să ne punem toate cardurile acolo, iar respectivele carduri nu vor mai putea comunica wireless cu nimic în exterior. Partea proastă este că nu ne încap buletinele de identitate în acel portofel, așa că lumea nu prea se omoară să le adopte. O a doua metodă, ușor mai accesibilă, este stivuirea a două sau mai multe carduri împreună, în așa fel încât acestea să cauzeze interferențe și să nu permită unui cititor extern să le interogheze. Un card de metrou pus lângă un card bancar, un card de ATB, de fapt, pus peste un card bancar, face acest lucru imposibil. Un ultim sfat cu privire la protecția noastră informațională atunci când suntem plecați în vacanță? Aș vrea să avem în vedere două mari aspecte. Prima este securitatea noastră fizică. E tentant să pui poze de pe plajă pe rețele sociale și să ai anunți pe toți unde îți faci vacanța. În același timp, potențialii indivizi vor putea vedea că nu ești acasă. Și din check-in-urile precedente, dacă își pot da seama unde locuiești, poți deveni o țintă a unui atac fizic asupra casei, un jaf în absență. Al doilea lucru este să fim foarte atenți asupra felului în care gestionăm comunicațiile electronice atunci când suntem în locuri necunoscute. Pe cât posibil, o soluție de VPN ne va putea salva traficul. Să traducem. Există soluții care criptează toate informațiile pe care le scoate telefonul nostru către exterior și pe care le primește telefonul nostru din exterior. Practic, creează un tunel securizat între noi și site-ul cu care vorbim, în așa fel încât informațiile pe care cineva le-ar putea captura de alături să nu aibă niciun sens, să fie criptate și imposibil de citit.
Bogdan Botezatu, mulțumesc foarte mult pentru prezența la interviurile Libertatea Live. Am fost în direct pe probleme curente, să-i spunem, legate de siguranța noastră cibernetică. Așadar, rămâneți în siguranță și mulțumim că ne-ați urmărit.